Vremea continuă să fie capricioasă în toată țara, acum caniculă, dar și ploi și vijelii. Meteorologii au emis noi avertizări, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, temporar accentuată, valabile în special pentru zonele montane din Moldova, Transilvania, nordul Munteniei și Dobrogei. Un alt cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni intră în vigoare până marți dimineață la ora 2. În acest interval, în județele Timiș, Arad și Bihor, vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului, rafale de 80-90 de km pe oră, vijelii, frecvente descărcări electrice și grindină. Pe arii restrânse vor fi averse cu caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de peste 25-35 de litri pe metru pătrat. Și în București, vremea le dă bătăi de cap tuturor. Vremea este la extreme în capitală. Luni la amiază, canicula s-a instalat cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius. Pe seară însă au fost anunțate ploi de scurtă durată, iar prognoza meteo specială pentru București continuă până marți. Totodată, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis luni noi avertizări cod portocaliu de inundații, valabile pe râuri din Moldova și Transilvania, precum și un cod galben de viituri în bazine hidrografice din 12 județe.